Salutare tuturor și bine v-am găsit la un review. E bine, astăzi ne vom uita la mouse-ul SteelSeries Rival 700. Să începem. Ei bine, pe cutie sunt prezentate câteva caracteristici ale mouse-ului, precum și câteva poze cu acesta. După ce ridicăm cartonul, găsim cutia propriu-zisă în care se află mouse-ul și o cutiuță cu două cabluri, unul de 2 metri acoperit cu material textil și unul de 1 metru cu cauciuc pentru laptop. Eu personal folosesc cablul scurt și bag mouse-ul în tastatură. Puteți face acest lucru doar dacă tastatura vă permite și are un slot USB. Mouse-ul are o formă foarte ergonomică și poate fi operat doar cu mâna dreaptă. Acesta este și destul de greu cântărind 135 de grame. Gen serios, de la un mouse normal și la acesta este destul de greu și se simte că e foarte greu, dar la un moment dat te obișnuiești cu chestia asta și mie chiar îmi place acum să am mouse-ul mai greu. Mouse-ul prezintă un senzor optic PixArt PMW3360, care la momentul filmării este unul dintre cei mai buni senzori de pe piață, având o rezoluție maximă de 16.000 de dpi și un polling rate de 1000 de Hz. Unul dintre feature-urile speciale al acestui mouse este ecranul OLED, care poate fi customizat cu o poză, un GIF sau statisticile din CSGO din SteelSeries Engine 3. Încă o funcție foarte tare este cea a notificărilor tactile. Practic, mouse-ul vibrează când dai headshot în CSGO sau iei flashbang sau ce selectezi tu. Vibrația nu este suficient de puternică încât să-ți afecteze aim-ul. Iluminarea RGB este și ea configurabilă din SteelSeries Engine 3 și mouse-ul dispune două zone de iluminare, logo-ul din față și rotița de scroll. Culorile mai pot fi configurate pentru a-ți arăta câți bani ai în CSGO sau câte kill-uri. Toate acestea pot fi configurate din software. Da, în concluzie, mouse-ul ăsta mi-a plăcut foarte tare cât l-am avut la teste. E foarte, foarte mișto, are un senzor super bun, nu are accelerare în el, arată și foarte, foarte bine. De pe site-ul SteelSeries puteți să vă cumpărați altă plăcuță din asta, spre exemplu, dacă vreți. Spre exemplu, dacă nu vă place plăcuța asta, puteți să vă luați una lucioasă cu logo sau una mată fără logo. Puteți să vă imprimați aici 3D ce vreți voi. Pe versiunea cu care vine mouse-ul scrie Rival, dar am auzit că poți să spui ce nume vrei tu dacă îl printezi 3D. Și senzorul poate fi schimbat, poți cumpăra alt senzor de pe site-ul celor de la SteelSeries, dar mi se pare foarte, foarte bun acesta. Nu am mai menționat zonele de DPI și butoanele astea de pe laterală, pentru că e clasice pe orice mouse de gaming. Rotița și ea este foarte mișto. Chiar e foarte tare. Deci da, cam asta a fost cu acest review al mouse-ului SteelSeries Rival 700, un mouse care mie chiar mi-a plăcut și vi recomand să-l cumpărați. Aveți un link în descriere dacă vreți să o faceți și da, cam asta a fost cu acest review. Eu am fost Gami, iar ne vom vedea data viitoare. Pa!